Doi șoferi din Brăila s-au întrecut în manevre periculoase. Imprudența în trafic a provocat un accident pe calea Galați la intersecția cu strada Nicolae Bălcescu. Un băiat în vârstă de 19 ani, care are permis de conducere de mai puțin de un an, circula dintre centru către bulevardul Alexandru Ioan Cuza. La un moment dat, tânărul teribilist a intrat în depășirea unui autovehicul care se deplasa în același sens de mers. Șoferița de la volanul autoturismului din urmă a vrut să vireze stânga pe strada Nicolae Bălcescu, însă nu s-a asigurat dacă poate efectua manevra în condiții de siguranță. Cei doi conducători auto s-au intersectat, iar mașina tânărului a fost acroșată și proiectată într-un copac. La fața locului a sosit un echipaj de ambulanță care l-a preluat pe șoferul începător și l-a transportat la spital, acesta suferind leziuni minore. Cei doi participanți la trafic au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero în ambele cazuri. Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.